Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Julio Iglesias e traficant de rucola. Deci titlul ăsta mi-a dat... Băi, da, deci... Eu voiam să încep intervenția asta așa, cu băi, pe aia cu Julio Iglesias, traficat de rucola, o știi? Ca să mă întrebați dacă e banc. Și eu să vă spun, nu, e știre. Deci e știre. Ia. Julio Iglesias, 80 de anișori. Doar 80? 80 de anișori, dar n-ai crede. Ei s-au confiscat bagajele imediat ce a aterizat pe aeroportul din Punta Cana, în Mexic. Republica Dominicană. Republica Dominicană, mă scuzați. Unde a fost și reținut de aceste autorități din Republica Dominicană. Potrivit programului de televiziune Fiesta. Așa. Valizele lui Iglesias conțineau 42 de kilograme de rucola, căpșuni, ciuperci, roșii, spanac și zmeură. Deci nu e vegan. Eu nu cred că asta e știrea. E clară situația. E clară situația, dar nu cred că asta e știrea. Bine. Acum eu nu înțeleg dacă sunt 42 de kilograme de rucola plus căpșuni, ciuperci, roșii, sau spanac și zmeură. Sau toate aveau 42. Baloți de rucola, 42 de kilograme. Nu aveau loc în valiză nici presat. Da, nu, cred că sau... per total. Per total, omul avea cel puțin două valize mari. Cu rucola, căpșuni, ciuperci, roșii, spanac și zmeură. Cu roșiile... Și o ciurdă de capre... Exagerat. Care să consume... Că dacă stai să te gândești... Pe vremuri tot... avea. Pe vremuri, da. Tot ce are acolo e ușor, în afară de roșii. Deci a dus roșii ca necatul. Și zmeura. Zmeura este umedă. Da, și atârnă. Câtă zmeură să duci, că se strică. Căpșunile. Ciupercile ușoare, rucola ușoară, spanacul ușor. Trăgea la zmeură. Că el au văzut că era dubios, că avea o valiză supradimensionată ca să încapă toate. Deci omul e nebun. Nu e pentru prima dată când artistul transportă mâncare în avion. Nu se mai potolește. Mediafax, da. Mazăre n-avea. Cei care îl cunosc bine spun că are obiceiul de a face acest lucru de fiecare dată când călătorește de la Madrid, dar că preferă vinul și șunca de casă. Șunca de casă, adică presupun că hamon serrano. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.